Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit astăzi la un nou vlog. Stați așa să mă pun aici mai ca lumea pe scaunul ăsta, că făcusem acum un picuț de curățenie și se stă foarte, foarte bine, dragilor. Ce faceți și cum sunteți? Și sper că vă bucurați că revin astăzi încă o dată aici alături de voi. Dar am un mesaj foarte, foarte frumos să vă transmit. După vlogurile pe care le-am făcut de dimineață referitoare la emisiune și după aceea după masă, cu planul lui Patrick sau cu ceea ce se întâmplă între Patrick și Bianca în momentul de față, dacă nu ați văzut vlogul acela, vă rog frumos să reveniți la el, pentru că este foarte, foarte interesant, zic eu, și de acolo ne putem trage foarte, foarte multe teorii referitoare la ceea ce se întâmplă în momentul de față în casa iubirii între cei doi care formează cuplul luminii și cuplul perfecțiunii, adică Patrick și Bianca. Lăsându-i pe ei la o parte, dragilor, dacă vreți să vedeți, după cum am spus, să puteți să vă uitați la vlogul trecut. În acest vlog, dragilor, vom discuta despre un mesaj al unei concurente din casă. Un mesaj direct așa și foarte, foarte subtil. După ce la eliminarea lui Anthony am avut mesajul acestuia, unde a spus că oricât ar încerca unii care au rămas acolo în casă, nu se vor ridica la nivelurile lui, că el e de niveluri mare, adică italiano-vero, acolo italiano-rumeno, mai multe naționalități, toate alea, și nimeni și nimeni, dar vreodată nu poate să ajungă la valoarea României. Acesta a făcut trimitere exactă către niște concurenți cu care a avut clinciuri acolo în casă. Am spus acolo cu cine ar fi fost, cred că de Giulia, că spunea la un moment dat că ține cu dinții, concurenți care țin cu dinții de emisiune. Cred că s-a referit la Giulia, la Gagea, nu mai știu pe cine am pomenit și pe cine am enumerat, nu stau acum să mă gândesc, însă nu știu dacă am pus-o pe Chris acolo. Bineînțeles, dragilor, că Chris nu a lăsat Dita mai mesajul în online sau nu a vorbit nu știu cât sau nu, vai doamne, l-a atacat pe Anthony după toate lucrurile astea, însă a avut și ea un răspuns. Deși ceea ce a spus Anthony acolo a fost mult, mult mai complex, ea a răspuns doar printr-un story acolo unde a mulțumit susținătorilor pentru voturi. Așa că aceasta a postat în felul următor, ca să vă arăt și vouă despre ce este vorba. Și a spus așa: astăzi am rămas surprinsă pentru că în aproape 2 luni de competiție am fost mai votată decât un concurent care este acolo de 2 sezoane. Deci mai rău de atâta nu putea să-i spună. Câteva cuvinte puține în care practic Chris a spus tot ce trebuia să spună. Mai multe voturi decât valoarea emisiunii care a stat acolo în casă timp de 2 sezoane. Aceasta, dragilor, a mai ținut să și mulțumească susținătorilor pentru fiecare vot în parte și pentru că datorită lor încă se află acolo în casă, transmițându-le că îi iubește. Deci despre asta este vorba, dragilor. Se pare că Chris a răspuns într-un story din acesta așa cu trimitere directă, adică băi, te-ai dat și te-ai ridicat singur pe tine și așa mai departe, dar practic uite că sunt venită în casă de 2 luni de zile sau de cât sunt venită și am avut voturi mai multe decât tine, care a stat acolo 2 sezoane. Și aici ne putem gândi și că este mâna staffului, că probabil au vrut să scape de Anthony, pentru că acesta nu mai producea absolut nimic acolo de o bună bucată de vreme, cam de la eliminarea Rebecca-i, în afară să fie poștă pe acolo și să-l susțină și să-l valideze pe Patrick, nu a făcut absolut nimic. Și de aceea ne putem gândi și așa. Dar, dragilor, ne putem gândi și că acesta nu a fost votat, pentru că nu a fost, nu știu, un concurent puternic de-a lungul celor 2 sezoane în care a participat și nu este prima dată când acesta a fost în față la eliminare și a ieșit ultimul. Ținem minte că odată l-a salvat Teodora cu cecul. Așa că putem crede că Chris a avut mai multe voturi decât el. Oricum, foarte, foarte interesantă toată treaba asta și mai ales că ceva se întâmplase acolo între ei. Din câte înțeleg eu, Chris ascunde ceva și probabil acum cu eliminarea lui Anthony nu vom mai afla niciodată lucrul acesta. Prea pornită era să spună, prea pornită, și cred că dacă doamna moderatoare nu o întrerupea, am fi aflat și noi, dar nu înțeleg scopul doamnei Andreea pentru care a oprit-o pe aceasta, având în vedere că altădată a cam tras-o de limbă și nu a vrut să spună.
Așa că, dragilor, bravo lui Chris pentru răspuns, ce pot să spun acolo, și să aibă grijă pentru parcursul ei în casă de acum înainte. Mai departe, dragilor, pentru că nu vă las așa, nu vă las doar cu mesajul acesta, mai am încă o informație pentru voi. Dacă tot vă gândiți că sunteți mulți susținători aici, poate și a lui Patrick se uită, poate și ai Virginiei se uită, poate și a lui Gaja se uită și, cine știe, Teodora, am foarte mulți oameni care mă urmăresc și sunt susținătorii tuturor și lucrul acesta nu este nici o problemă. Adică important este atât timp cât conversăm aici să o facem într-un mod civilizat, chiar nu contează cine pe cine susține. E adevărat că nu avem aceleași gusturi cu toții. Așa că în cele ce urmează vreau să vă spun topul de săptămâna aceasta. Adică cum au mers voturile până în gala din 10 noiembrie. Așa că, dragilor, o să vă dau un top 4 cum s-au situat concurenții săptămâna aceasta. Evident, Virginia a fost pe primul loc, dacă tot a câștigat check, este și ceva normal, dar cine a urmat după ea? Și probabil într-un vlog viitor o să vă spun și numărul voturilor, pentru că o să îl aflu și pe, pe acela cât de curând, ca să pot să vin să vă spun care sunt și diferențele dintre acești concurenți. Pe locul 1, așa cum am spus, se află Virginia, ea a fost cea mai votată concurentă săptămâna aceasta. Pe locul 2, nimeni altul decât Gaja, după cum am spus, Gaja a avut o creștere extraordinară și lucrul acesta se vede și datorită susținătorilor lui Robert și a lui Julie, care s-au îndreptat către cei doi. Lucrul acesta este foarte, foarte vizibil. Pe locul 3 am avut-o pe nimeni alta decât Teodora, care chiar dacă a scăzut foarte mult în sondaje din cauza lui Robi, dar tot se menține acolo în top 3 și nu este departe de primii 2. Iar pe locul 4, dragilor, la o distanță destul de considerabilă de Gaja și de Virginia, aproape, mai aproape așa de Teodora acum, este Patrick. Bianca Giurca nici măcar nu se află în top 4 și am înțeles că după cei 4 ar urma Julia și Alexandra. Deci cam așa stă topul în momentul de față în casa iubirii. Patrick este pe locul 4 depășit de Gaja și între ei doi este Teodora, pe primul loc fiind Virginia. După cum am spus, o să aflu și voturile cât de curând ca să vedeți diferența dintre ei. Să spuneți acolo, dragilor, în comentarii ce părere aveți. Cum vedeți voi lupta aceasta la titlu? Dacă lucrurile vor continua tot așa? Credeți că titlul este 100% promis lui Patrick sau putem avea o surpriză, dragilor, la băieți? Să-mi spuneți părerea voastră acolo în comentarii. Oricum, la fete, consider și cred că lupta se va da în continuare între Teodora și Virginia, dacă va fi o luptă. Nici de cum nu cred că Bianca Giurca ar merita să câștige sezonul 3 și nici nu cred că va fi, nu știu, un potențial concurent puternic acolo în finală. Cel puțin asta este părerea mea, așa că vă rog pe voi să vă lăsați părerea în comentarii atât despre ceea ce am spus la fete și cine cred că ar fi câștigător sau dacă vom putea avea surprize, cât și la fete acolo. Să-mi spuneți în ambele, la băieți și la fete, ce se va întâmpla și cum vi se par aceste voturi sau acest top. Credeți că după ceea ce vedeți în online este un top pe bune sau a apărut doar așa? Și totodată, dragilor, să mă ajutați cu distribuirea acestui vlog și foarte, foarte frumos acolo să apăsați pe butonașul de like, de subscribe, pentru că pe mine mă ajută foarte, foarte mult și să-mi spuneți părerea voastră, iar noi ne revedem data viitoare la un nou vlog sau pe live sau pe vlog sau ne vedem noi în comentarii dacă nu. Vă pup din suflet, vă îmbrățișez și vă doresc vizionare plăcută la emisiune în continuare. Pa, pa, pa!